Eu, dacă aș fi să-mi aleg un soț, mi-aș alege un bărbat care își iubește părinții. Pentru că ar fi un tată minunat pentru copiii lui. O femeie care aduce bani în casă mai mult decât un bărbat este, de fapt, o femeie cu testicule și cu asta basta. Când ești obosit, răcasat la 35 de ani, te-a pus să faci un copil. Și tu ești cu nervii... Focați, mă rog! Ce iese de acolo? Ce iese? Ce vedem? Femeia e ca un... E ca un BMW, înțelegi? Ca o mașină scumpă. Te urci în ea, o pornești, a? Dar n-ai bani să ți-o cumperi și n-ai bani să o întreții. Dacă nu-ți permiți să întreții o mașină de genul ăsta, dă-te jos. Dar asta cu dependența cu drogurile și cu alcoolul și cu jocurile de noroc, astea sunt lucruri care... Vezi, nu le mai putem controla după aceea. Și ne trezim că copilul e deja dependent. Noi n-avem voie să ne bărfim copiii. Casa, nevasta și copii, sau casa, soțul și copii, sunt lucruri pe care le-ai făcut tu. Păi cum îți bărfești tu lucrurile? Bun găsit, dragilor! Astăzi am o invitată cu totul și cu totul specială, care, sincer, am senzația că nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar o să vă spun doar așa foarte puțin că este recunoscută, ca să zic așa, ca fiind astrolog, dar având specializări și în ezoterism și în bioenergie. Un lucru important și extrem de fascinant pe care l-am citit despre invitata mea a fost că înainte de a-și descoperi această pasiune, înainte de a se pune cumva în slujba oamenilor pentru a-i ajuta cu informațiile pe care le deține, le simte sau le primește, a avut mai multe joburi. Unul dintre ele fiind aceea de medic legist, la criminalistică, în Chișinău. Moment în care a început să aibă un fel de clar viziuni care o ajutau să se ducă până la locul înfăptuirii crimei pentru a descoperi criminalul. Ziceți voi că nu-i fabulos. E cu totul fabuloasă invitata mea de astăzi. Este specială, este o femeie remarcabilă și un om tare drag sufletului meu, pentru că ne cunoaștem de când... Nu mai zic de când ne cunoaștem, de ani buni. Lidia Fecioru, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Iubita, este prima dată față de tine când spun că te cunosc de foarte mult timp și știi că eu sunt foarte discretă. Da, așa să fie, atunci știi așa să rămână. Întâlnirea noastră a fost foarte discretă. A fost foarte discretă, și da. Că ți-am spus că eu am zile de vedete. Așa? Că nu trebuie să știe toată lumea ce fac vedete. Cine și cum vine și exact. De ce vine și pentru ce vine. Pentru că da, am vizitat-o pe doamna Lidia Fecioru la dânsa la cabinet. Da, asta nu înseamnă că aveai vreo problemă, că sunt probleme diferite. Înseamnă că aveam încredere în dumneavoastră. Asta e cel mai important. De acum, hăt, da. Zilele trecute. Ca să zic așa. Mă bucur mult că ați acceptat invitația mea. Tocmai de asta am acceptat-o, pentru că te cunosc foarte bine. Mulțumesc din suflet. Știi că atunci mi-ai zis tu, dar eu n-am ce să ascund. Și am spus, am eu. Exact. Tu n-ai, dar eu am. Am eu, exact. V-am spus și la telefon că mi-a fost foarte greu să găsesc o direcție de discuție. Dar am găsit-o. Și aș vrea să stăm și să poposim așa pe ea, că mi se pare foarte important. Dar până atunci vreau să-mi ziceți dacă e adevărat ce am citit eu, treaba asta cu jobul dumneavoastră din trecut, cu medicul legist. E adevărat, numai că primul meu job n-a fost ăsta. Nu primul, da. Unul din joburi. Uh-huh. Pentru că terminasem facultatea de medicină. Uh-huh. Și eu am făcut morfologie la morfolog, doctor, da. Legist, doctor de morți, știi cum zic? Există trei feluri de doctori. Doctori care știu tot, dar nu pot tot. Doctori care pot tot, dar nu știu tot. Și sunt doctori care știu tot, pot tot, dar-i târziu. Vai, eu fac parte de doctorii de târziu. Mi-a prins foarte bine această experiență. Pentru că eu am terminat medicina militară. Am terminat medicina asta la... Mi-a prins foarte bine experiența, pentru că deja aveam multe calități din tot bagajul ăsta. Uh-huh.
Și eu trebuia să mă edific. Ce se întâmplă? Și întâi era intuiția foarte puternică. Era percepția problemelor, dar nu le puteam explica. Că doar după aceea am pus mâna pe cărți, pe tot ce înseamnă literatură, pentru că la noi literatura exista, puteai să citești, nu era niciun fel de interzis. Și abia după aceea am plecat și am făcut cursurile cu Juna Davidashvili la Moscova. Dar până atunci am bușbuit. Într-adevăr, când am început să lucrez, a fost o chestie foarte interesantă, pentru că aveam flash-uri. Flash-uri de informații. Flash-uri ca film. Poze. Da. Deci, cadre. Era foarte interesant. Acum, nu întotdeauna se lua după mine, că până nu verificau, era normal. Ceea ce părea mie bine și eram super păcată cu mine, era că se dovedea că aveam dreptate. De tare! Dar nu v-a speriat treaba asta? Ba da, la început, da. M-a speriat foarte tare, după care o perioadă chiar nici n-am vrut să mai trag atenția la ce mi se întâmplă, dar după aia am zis, dar de ce nu? De ce să nu fructific cumva darul ăsta? Exact. Și uite că îl fructificați. Exact. Superb. Da. Sunt oameni... Cu cât îl dezvoltăm mai mult, cu atât el își ia amploare și devine ușor accesibil de către mine. Acum, cu timpul, tot a trecut experiența și a spus cuvântul, practic așa a spus cuvântul, și acum nici nu mai fac un mare efort pentru a mă concentra, pentru a vă conecta. Conecta, deci nu mai e ok. Dar mie mi se pare că un mod normal de viață, nu mi se pare că am ceva ieșit din comun, știi? Sunt special. E adevărat, în ceea ce fac sunt specială, restul sunt un om normal, ca toată. Da. Dar iarăși extrem de frumos este că v-ați pus cumva darul ăsta în slujba oamenilor și încercați să-i ajutați pe cât mai mulți cu toate lucrurile pe care le faceți. Știi, inclusiv, uite, cu sfaturile sau cu chestiile pe care le spunem într-o discuție de genul ăsta. Și Evelin Badea, într-o zi, ea fiind în presă acum mulți ani de zile în urmă, vreo 20 de ani, zicea, băi Lidia, tu ești un personaj cu trecut, adică cu experiența pe care o faci, tu ești un personaj cu istorie, adică nu ai apărut peste noapte, pur și ți-ai descoperit tu calitățile, că ai avut vreo altă clinică, ai muncit atâția ani și acum e prietena mea, nu pot să spun că am avut o prietenă, este prietena mea Evelin, care și acum la fel zice, ești un cu istorie. Așa, adică ai făcut în 30 de ani de când ești aici, ai făcut istorie de chestia asta. Poate că nu le știu pe toate, sunt sigură că nu le știu pe toate, pentru că nimeni nu le poate ști pe toate, dar ceea ce știu să fac, întotdeauna mă străduiesc să fac cu cea mai mare responsabilitate. Ce frumos! Da, că se zice că și lucrurile mărunte, dar pe care vrei să le faci bine, trebuie făcute cu seriozitate. Cu cea mai mare responsabilitate. Nu există. Eu n-am tratat niciodată treaba asta cu bioenergia, cu ce ține de ezoterism. Eu nu le-am tratat niciodată în glumă. Nici nu-mi place când din chestia asta se face spectacol. Știi, de la început, când m-a invitat la emisiune, zicea, ne puteți arăta ceva? Să-ți arăt ce? Cum îmi pun pe mine? Eu nu țin fiare de călcat pe mine. Pot să le țin și pe astea, dar asta nu înseamnă nimic. E un spectacol. Exact. Ori eu din ceea ce fac, nu vreau să fac spectacol. Simplu de tot. Deci ceea ce fac, e cum mă duc la croitoreasă și îmi cos ochii, același lucru fac și eu ce face croitoreasa. Nu fac, eu fac altceva și se numește la fel. Croiesc suflet. Ce frumos! Ce frumos! E, și apropo de suflet, ajungem și la tema principală de discuție de astăzi, care mie mi s-a părut foarte importantă, cu atât mai mult cu cât trăim cumva vremurile în care ea a devenit din ce în ce mai mare, mai intensă, mai dezvoltată, mai cum vrem să o numim, și anume dependența de diverse.
Și aș vrea să le luăm pe rând, ca să înțelegem așa puțin cam de unde vine asta, pentru că, din ce spun specialiștii, nu e o chestie care se întâmplă pur și simplu întâmplător. E adevărat, numai că nu te naști cu dependențe. Nu te naști, așa-i, așa-i, dar de undeva atâta ele timp pornesc. Cât nu te naști cu ele, poți să și scapi de ele. Da, nu? Da, dar trebuie să ai voință. Uh-huh. Că inclusiv asta vreau să vorbim, despre cum reușim să facem de click-ul la fiecare în parte, dacă există vreo soluție, astfel încât, uite, să ne mai eliberăm un pic. Și aș începe cu adulții, că o să ajungem și la copii. Și în primul rând aș vrea să vorbim despre dependența în relații. În relațiile de iubire, în relațiile de căsnicie, în relații amoroase, pur și simplu. Dar ce ține de iubire? Oamenii au tendința să fugă de ei. Și atunci își găsesc o scuză. Scuza, chestia asta, fuga asta, scuză mijloacele, știi? Așa. Știi, nu pot trăi fără tine. Ce înseamnă nu pot trăi fără tine? Ai văzut, sunt foarte multe cazuri când își, dacă nu a vrut să stea să o sărute, a omorât-o, dacă nu. Adică nici mie, dar nici la altor, nici ție, înțelegi? Chestia asta e o formă de egoism și noi o să vedem egoismul ăsta din ce în ce mai mult în societate, pentru că societatea nu ne învață să nu fim egoiști, nu ne învață să fim buni, nu ne învață să împărțim. Dar ce ne învață? Fix pe dos? Fix pe dos. Ne învață să avem grijă, să ne iubim doar pe noi. Dar Dumnezeu în Biblie scrie, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Deci, tu iubește-te pe tine, dar asta nu înseamnă că de cel de lături să nu-ți pese. Sau să-L iubești mai mult decât te iubești pe tine? Ei, nu e, așa spune, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, nu mai mult decât pe tine. Asta zic. Acolo nu scrie mai mult decât pe tine, deci ei spun, pune-te pe primul plan, iubește-te, dar nu fi rău. Pune-te pe primul plan, iubește, dar nu fi egoist. Pune-te pe primul plan, iubește, dar nu fi răutăcios cu ceilalți. Adică începe să moară ușor, ușor din nucleul ăla a omului, înțelegi? De aceea ajungem într-o situație de genul ăsta și începem să avem dependenți. Depindem de foarte mult de părinți. Că de aici începem. Adultul vine din doi părinți. Unde este o mamă geloasă, o mamă posesivă. Acum eu nu aș condamna chestia asta. Că o mamă care își iubește foarte mult copilul. Poate pentru mulți spun, domnule, e băiatul mamița. Nu este băiatul, nu numai că este băiatul lui mămița, este copilul care i-a dat viață. Și atunci e normal că atâta timp cât eu, dacă aș fi să-mi aleg un soț, mi-aș alege un bărbat care își iubește părinți. Pentru că ar fi un tată minunat pentru copiii lui. Da? Nu vreau să, nu mă interesează mătă și tatăl. Eu mi-aș alege exact un bărbat care își iubește și își respectă părinții. Dacă își respectă mama și tata, te va respecta pe tine ca nevasta lui și va fi un tată bun copiilor lui. Uite, asta este o sfat. Că se duce și își vede părinții, spune, a, păi nu treci săptămână să nu-ți duc pe la măsă. De ce să nu se ducă pe la măsă? Da, care-i problema? Care-i problema? El acolo își umple acel gol. Dacă un băiat se duce mai des la mama lui, înseamnă că acasă este un pic de gol. Și își umple sufletul cu dragostea de acolo. De la mama. Da. Și asta nu înseamnă dependență, că e dependent de măsa. Ce zice măsa? Nu. El știe că mama lui i-a dat cele mai bune sfaturi întotdeauna. Ce frumos, și se întoarce întotdeauna acolo unde i-a fost bine. Exact. Bun, bun și foarte important era un subiect când ajungeam la copii, fix asta, dependența de părinți. Păi de aici începem, că corect. Noi de aici creăm adultul. Nu, să începem așa atunci, aveți dreptate. Da? Bun,
din părinți am creat adultul. Corect. Sucate că eu am doi băieți mari, 40 de ani aproape amândoi. Să trăiască. Doi oameni adulți, da? Uh-huh. De aici creăm adultul. E, și adultul începe să aibă, dacă nu găsește la soția lui nimic, la părinții lui nimic, obligatoriu va găsi în altă parte altceva. La ce vă referiți? Alcool, droguri? Alcool, droguri, altă iubită. Uh-huh. Da? Se va duce către jocuri de noroc. Mașinile, jocuri de noroc. Și își va crea, își va căuta un, ca un hobby, înțelegi? Își va căuta chestia asta și va fi setos să ducă să o caute. Mm-hmm. Și atunci când începe să aibă, spunem noi, are năravul să se ducă la nu știu unde. Mm-hmm. Ai văzut cum sunt bolnavi pescarii, da? Da, da, da. Toată ziua bună ziua. Ține-l tot pe pescar să nu-ți ducă la pești. N-ai cum. Deci e o dependență, are o dependență de chestia asta, de a-și fura libertate. Corect. Da. Corect. Dacă se duce la amantă, are tendința de a-și fura libertate. Da. Are. Dacă se duce și cu băieții, la, nu știu, la mașini. Curse, nu știu ce, da. Înseamnă că tu nu ai atâta tărie de caracter să-i trezești în el acea dorință, mă rog, să-i trezești sentimentul de a renunța la totul pentru tine. Pentru tine. Dar eu nu sunt de acord să renunțe la totul pentru tine. Fiecare are dreptul la spațiul lui, la timpul lui și respectă-i. Că dacă nu o să-i respecti pescuitul, o să te trezești că are altceva. Deci dă-i spațiu. De foarte multe ori le spun, băi, dacă vrei spațiu, și soțul meu e gelos. Păi dacă vrei, să nu o să ajungi. Eu sunt foarte geloasă pe soțul meu, luăm așa. Păi, dacă tu vrei spațiu, lui de ce nu îl dai? Dacă tu vrei timp, lui de ce nu îl dai? Ia dă-i tu drumul la cățel din lesă și lasă să se plimbe, că vine înapoi și recapătă-ți independența să te poți duce cu fetele la un coafor, să te poți duce cu fetele la o cafea, să te poți ieși, să te duci cu fetele la un spectacol, de ce nu? Că nu e obligatoriu să te duci cu bărbat tot de mână la spectacol. Clar. Și dar cumva dependența asta mi se pare că se duce mai mult din partea femeilor. Ele sunt mai atașate de bărbați. Știi în relații. Știi ce se întâmplă? Eu întotdeauna spun, eu la femeie am foarte multă foarte multe pretenții de la ele. A pretenții aveți? Da. Și spun de ce. Femeile sunt 2 minute mai deștepte sau, mă rog, așa cred eu că trebuie să fie, înțelegi? Mai înțeleaptă, mai deșteaptă, mai atentă. Femeia trebuie să aibă ochi pentru tot. Că așa am eu femeia în cap, înțelegi? Chiar dacă bărbatul este cel care e vânătorul, care aduce bani în casă, care trebuie de fapt să aducă bani în casă, o femeie care aduce bani în casă mai mult decât un bărbat este de fapt o femeie cu testicule și cu asta basta. Sunt doi masculi în casă. Îți dai seama că niciodată nu o să înțeleagă doi masculi. Înțelegi? Că îi poartă iar ochii, asta e cu totul altceva. Mai nou, femeile nu prea se dezbracă de pantaloni. Înțelegi. Da, e adevărat. Numai că eu astăzi am venit așa, sunt mai sportivă puțin. Și eu. De obicei vin în rochițe, sunt adepta rochițelor. Eu am 60 de ani, acum eu îmi permit Mulțumesc. Să mai umblu și în pantaloni, înțelegi? Da. Îmi permit. Îmi permite vârst. Gata. Îmi permite vârst. De astăzi pantalonul jos. Corect. Bun. Corect. Uh-huh. De ce? Pentru că, uite, eu am venit îmbrăcată în pantaloni, dar eu nu sunt foarte comod acum cu mine. Mm-hmm. Pentru că nu-mi place de mine cum sunt. Ok. Noi trebuie să ne îmbrăcăm frumos. Să ne placă de noi. Mi-am pus culori deschise special ca să am ceva super deschis, să nu... Mm-hmm. Știi, culoarea neagră e pentru măicuțe, domnule. Mm-hmm. Pentru măicuțe la biserică, acolo... e ok, nu-i problemă. N-ai să le vezi rochii albe, nu?
Noi trebuie să purtăm alb, în primul rând, este cel care e un protector, este un generator de energie pozitivă, așa că noi să nu... Ai văzut indienii, nu mănânc. Așa-i. Deci să nu fugim de culori. Niciodată. Mm-hmm. Bine. Indiferent ce vârstă avem. De acord. Revenind la femei, că mi se pare interesant asta, poate de aici și frica asta unor femei de a pune capăt unei relații de căsnicie, chiar dacă acea relație nu le mai împlinește, nu le mai aduce fericirea, poate, nu știu, se întâmplă tot felul de abuzuri acolo și nu au curajul. Că vedem copilul, că ea de fapt, că... 60% stau din cauza copilului. Să ne înțelegem. Și sănătos asta? Păi nu e sănătos deloc, numai că. Pe lângă chestia asta, mai sunt și altele. Tu s-o poate că este partea financiară care se pune pe primul loc. Da. Siguranța că ne-a gând unde să pleci. 2. 3. Sunt copiii. 4. Este frica de a rămâne singură. Sunt foarte multe femei cărora le frică să rămână singure, cu un copil, că se gândesc toate, și ok, și ce fac eu singur? Încotro apuc. Mm-hmm. Exact. Într-adevăr, pe de o parte, ele au dreptate. Eu sunt o femeie divorțată de 20 de ani. Pe de o parte, au dreptate. Niciodată n-am mai găsit un tată la copil, la copii, da? Un tată care să le, cu tot gura să le spună, să-i spună tată copii. Întotdeauna pentru mine puteam să-mi găsesc oricând, dar nu era asta o rezolvare. Mm-hmm. Și atunci... Greu. Eu le înțeleg, pe de-o parte, că țin de relație, indiferent cum este, o târie. Știi, de foarte multe ori mă uit la ele și eu mai râd câteodată și spun la umbra unei căsătorii, o femeie se dezbracă mai ușor. Așa e, da, poate fi. Am văzut cazuri de ce. Deci da. Și zic. Dar nu în asta constă tot. Noi trebuie să... De aceea spun, femeia este... Am pretenția să fie un pic mai deșteaptă. Bun. Mergem mai departe. Relații sociale la locul de muncă și dependența care se creează vis-a-vis de colegi, vis-a-vis de locul de muncă, iarăși, poate nici ăsta nu-ți mai aduce satisfacții, poate nu te mai simți împlinit, poate nu-ți mai sunt satisfăcute nevoile acolo, dar totuși trăgănesc plecarea. Ți-e frică să e dependență? Luând în vedere societatea acum, nu e niciun fel de dependență. Oamenii ar pleca și astăzi și în orice clip ar pleca de acolo. Mulți sunt legați cu vârsta și nu mai pot pleca pentru că, în altă parte, dacă ai 50 de ani, te mai primește. Că zice că începi să ai foi de boală foarte multe, știi? Dacă ești tânăr, nu te primește, că zici că tu vrei să te măriți și să faci copii. Și după aia, pe cine ia în locul tău dacă tu intri într-un concediu de maternitate? Și uite așa. Adică chestia asta, vezi, e bun occidentalismul ăsta, înțelegi? La ce? Mă rog, poate că i-a făcut pe oameni să deschidă mintea puțin și să vadă ce? Luxul, că luxul oricum oamenii și-l faceau. Nu era nicio problemă. Noi n-am fi rămas în urmă intelectual și nici fizic, nici pe plan psihic, nici cum vrei tu, dacă nu ne luam după Occident, ai înțeles? Mm-hmm. Numai că modelul de multinaționale, de unde a invadat foarte mult piața de muncă, tu vezi, tu uite de că 90% din tineretul nostru lucrează la multinaționale. Așa e. Mă uitam la ele seara, săracele intră în Mega Image și își cumpără o sălățică care e gata preparată. Ce spune asta despre ele? Închipuiți ce spune mai încolo, pentru că ele n-au timp pentru viața lor, sub nicio formă. Încă noi am prins vremuri frumoase, am avut timp și de spectacole.
Ei nu se duc decât la Constanța, la spectacolul, la muzică. Uh-huh. Idiot. Cântau tot felul de prostii și toți aplaudau. Se duc la Cluj, la Neversi, la alea, alea. Înțelegi? Asta este unica lor distracție. Din păcate. În rest, sunt zi lumină, sunt la muncă. Și atunci vezi relații. Plătesc amândoi, jumătate. Stau fără nicio obligație unul cu celălalt, stau împreună. Și le trece timp. Trece timpul favorabil de a face un copil. Pentru că mama din femei se trezește cam pe la 22 de ani, nu la 35. Înțelegi? Când se rupe aceste relații? Ele au 35 și sunt pe nicăieri. De-aia spun, doamne, mărită-te repede, domnule, nu e nicio problemă. Da, mărită-te. Și în Ardeal e moda de fetele la 17-18 ani. Așa e, așa. Și la noi în Basarabia la fel, noi că dacă zicea că are 20 de ani, cea, e bătrână, a trecut de armată, gata, că la noi la 20 de ani băieții se întorceau din armată și se însorau. Exact. Și zicea, dar fetele nu, fetele la 18 ani trebuie să fie măritate, gata. Da. Și are altă voință și are altă răbdare și are altă forță de a-și crește copiii și are altă forță de a munci. Adică toate lucrurile se fac la timpul lor. Când ești obosit, răcasat la 35 de ani, te-a pus să faci un copil. Și tu ești cu nervii tocați, mă rog. Ce iese de acolo? Ce iese? Ce vedem? Ce vedem? Copii cu foarte mari probleme. Și de aici încolo, copilul crește într-o familie din asta cu jumii-juma și întreb eu, și când apare copilul, pentru el cine plătește casă? Tot jumii-juma. Sau cum? Se poate. Așa, vezi? Dar normal chestia cum e? Asta. Bă, sau normal, frumos? Normal este că femeia crește, jupâneasa ține casa și jupânul ține drumul, așa se spunea înainte, înțelegi? Mm-hmm. Că bărbatul e cel care trebuie să fie bărbat, femeia e ca un BMW, înțelegi? Ca o mașină scumpă. Te urci în ea, o pornești, a? Dar n-ai bani să ți-o cumperi și n-ai bani să o întreții. Dacă nu-ți permiți să întreții o mașină de genul ăsta, dă-te jos. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Că mi se pare normal. Dacă o femeie a trăit bine, cât de cât, cât a fost singur, și după ce s-a căsătorit cu tine, trăiește mai prost, înseamnă că ești un idiot. Da, corect. Mă rog, am concepții îmbătrânite, zic. Bă, dar sunt sănătoase. Asta voiam să zic, eu cred că sunt sănătoase. Pentru că concepțiile mele astea, îmbătrânite, dar sănătoase, au creat familii sănătoase. Care nu divorțau, care nu se băteau, mai erau și înainte, mai se băteau, mai... Bă, dar nu divorțau. Ai văzut câte divorțuri sunt acum? Mm-hmm. E un dezastru. Plin, plin, da. E un dezastru. Dar oare divorțurile astea nu vin tocmai din faptul că oamenii nu ajung să se cunoască și fac pasul ăsta, ba forțați de împrejurări, ba presați de societate, hai să mă însor, hai să mă mărit, hai că-s bătrână, hai că trebuie să fac copil, hai că nu știu ce. Pac! Și am ajuns la căsătorie. Pac! După câțiva ani ne trezim că pac divorț. E adevărat. Divorțurile sunt multe, dar nu e rău că sunt. Dacă mă întreb pe mine. E bine că oamenii ajung la un moment dat și văd că merg pe drumuri diferite. Doar că dorm împreună, în rest pe drumuri diferite. Fiecare e cu viața lui, decât să stai lângă un om și să-l chinui, mai bine... Așa-i. Și pe tine te chinui, și pe celălalt îl chinui. Înțelegi? Uh-huh. Și de foarte multe ori sfaturile aici, e bine să ne abținem de la sfaturi în aceste perioade. De ce? Le dai, dar numai dacă ți sunt cerute. Ca să te bagi, tu știi, mie îmi pare că voi nu vă prea învăcați. Bă, nu, nu. Nu te bagi până nu își rezolvă ei probleme. În momentul când vezi că s-au
detașat unul de celălalt, atunci intervii și începi să, dacă poți să repar ceva. Și s-a întâmplat odată, copilul meu a venit acasă și a zis, m-a sunat de fapt și a zis, mama, eu vin acasă. Și eu zic, cum adică vii acasă? Zic, bine, sunt acasă. Nu, nu, tu n-ai înțeles, eu vin cu totul acasă. Și bine, mă zic, era nevastă, avea o fetiță și însărcinată cu băiețel. Bine, domnule, dacă vii tu. Și a venit și a pus o cafea și tot încerca să mă, să se victimizeze, înțelegi? Și eu nu dădeam niciun semn de a-l înțelege pe el ca victimă. Și la un moment dat, zic, ți-ai terminat de băut cafea? Da. Acum mă asculți pe mine. Îți iei bagajele și pleci acasă. Și uite care e problema. Tu trebuie să-ți cunoști nevasta. Tu încă nu-ți cunoști nevasta. Și un singur lucru vreau să-ți spun. Abia aștept să te văd pe tine, copiii tăi trecând pe stradă și zicând altuia, tată. De aici încolo este alegerea. Wow! Vreau să spun că clipa aia și-a luat bagaj și să-ți acasă. Șoc, dar șocant, cum? Adică altfel nu-l trezeam. Înțelegi? Pentru de ce am dreptul să fac acest lucru și fiecare părinte are dreptul să-și scarmene foarte bine copilul? De ce? Pentru că l-a crescut. Știe unde e locul sensibil a copilului. Știe unde să sucească șurubul și cât. Dacă știe că poate sunt și părinți care nu știu, e acolo, ce ne facem? Știu. Experiența își spune cuvântul, experiența de viață își spune cuvântul, indiferent cât am vrea noi să spunem. Pentru că eu ce îți povestesc și vorbesc cu voi acum, nu le-am citit în cărți. Eu le-am trăit. Astea sunt trăite experiențe acelor cu care stau de vorbă, experiențele mele proprii, acelor pe care eu îi iubesc, sunt împrejurul meu, prieteni de-ai mei, pe care eu întotdeauna îi salvez. Îi salvez dispărțindu-i sau îi salvez împăcându-i, înțelegi? Aha. Adică îi fac să vadă realitatea, adevărul, să nu se ascundă, să nu se mintă, pentru că e mai dureros să te ascunzi, să minți, să șulfărești pe la spate. Nu, de ce? Și nici să-l bârfești pe celălalt după ce ai rupt relația, să-l bârfești. De ce? Dar de ce îl bârfești? Înseamnă că tu ai fost cea care ai creat chestia asta, pentru că l-ai iubit, te-ai culcat, ai făcut copii, ai făcut casă. Unde e nenorocitul? Unde e nenorocitul ăla? Asta e spus. Vezi de ce spun eu că femeia trebuie să fie cu 2 minute mai înțeleaptă. Sunt de acord. Și chiar suntem. Suntem. Deci că nu femeile... aveți pretenții exagerate. Chiar nu, suntem. Pentru că, de ce? Pentru că femeilor le-ai dat să fie mame, da? În primul rând. Că au, că n-au copii, nu contează. Femeia când e femeie, când începe să-și dezvolte, are al 7-lea simț în plus. Intuiția. Da. Tu să știi că fetele când stau de vorbă cu un bărbat, ele în primele 10 secunde îl aleg pe ăla, da sau nu? A, știu despre, da, o să fie, nu, nu o să fie. În primele 10 secunde? Da. Ea din 10 secunde îl vede. E ok, nu e ok, e iod, nu e iod, înțelegi? Din primele 10 secunde. Că și, după aia și bate bărbații? Câmpii. Și bărbații sunt la fel. La fel? Da. E același lucru. Numai că bărbații sunt mai... mai animăluțe, înțelegi? Că ai văzut, pisica, dacă o arunci din braț, ea te va zgâria. Dar dacă o iei în braț și o mângâi, ea devine umană și începe să te iubească și te și pupă, înțelegi? Așa e și bărbatul. Deci, unde va găsi ho, bo, cioh, trost? Fuge mâncând pământul. Ori fuge, ori stă și dă și el. Înțelegi? Da! Da. Adică nici nu trebuie să stai să iei bătaie până la nesfârșit, că vezi, Doamne,
multe fac chestia asta și nu rup relația definitiv și irevocabil de a pune la punct. Tu iei copiii 2 săptămâni, atât. Atunci când l-am trimis pe fiul, a zis, și am vorbit cu Alina și eu o să țin copilul, fata, 1 săptămână și ea 1 săptămână. Și m-am uitat și am zis, dar ce, tu ai impresia că copilul e vreo cămeșă și o portați pe rând? A? Copilul rămâne la mamă și nu te baza pe mine că cresc fata. Ca să înțelegi. Eu am fost mamă, v-am dat eu pe voi cuiva? Ia zi, nu. Deci? Da, da. Vira de aici să nu te văd. Da, da, așa e. Ai înțeles. Așa e. Bărbații dezvoltă mai greu sentimentul ăsta de părinte, responsabilitatea asta față toți, de copii. Nu toți. Nu toți? Nu toți. Să știi că la bărbați chestia asta de a vrea să aibă un copil este, se trezește cam pe la 32 de ani. Păi una e că vrei, dar nu, după ce l-ai... Și în momentul când îl are, da, când s-a trezit tăticul din el și îl are... Aia e. Ăla e. Deci l-am bărbat la... Dar îi spui că ești gravid de la 23 de ani, 24 de ani și că abii du-ți pe chiune tăi. Înțelegi? Puțin ești asuma. Și știi chestia asta, că doar trăim în societatea asta. Dar în momentul pe la 30-32 deja, gata. Se activează. Se trezește tăticul din el. Doamne ajută. Dar știi de ce? Pentru că începe să aibă prieteni cu copii, ai înțeles? Colegi cu copii mici. Uh-huh. Și încep să le fie dragi și le se trezește tata. Vreau și eu. Tata. Doresc și eu. Da. Tata. Uh-huh. Bun. Apropo de copii, ce facem cu telefoanele astea, doamna Lidia? Telefoanele sunt un dezastru. Trebuie să încercăm să punem un program, să facem un program la copii cu telefonul. Deci nu... Nu înseamnă să e o dependență asta? Se creează o dependență, da. Creează și nu e ok pentru că nu-și mai dezvoltă capacitatea de a vorbi, de a... E doar să uită, ascultă, da? Citesc foarte puțin. La ei totul informația. Eu nu sunt împotriva informației. Da? La ei totul este vizual și auditiv. Sunt împotriva căștilor la copii, căștile în urechi la copii. Nu! Nici la maturi, pentru că căștile au decibele lor acolo, la nivelul urechiușei, în primul rând. Urechea trebuie să respire, da? Că ea respiră. Dacă noi o să purtăm căști mereu, o să îmbolnăvim urechile. Ne trezim cu tot felul de ciuperci, ne trezim cu tot felul de infecții la urechi, pentru că purtăm căștile în urechi. Să învățăm copiii la fel. Îi lămurim. Să știi că copilul îl modifici. Pentru că eu am 3 nepoți, îți dai seama. Copilul modifici după cum vrei, explicându-i. Da. Indiferent cât de zbânțuit este și cât de... Dacă îi explici, e perfect. Și trebuie să explici copilului că uite, asta, asta, asta. Am văzut un filmuleț pe TikTok și eu TikTok mi l-am făcut așa doar ca să mai pun foarte rar câte ceva, dar l-am făcut doar așa ca să mai... Amuzament. Și am văzut o fetiță, cred că avea vreo 3 ani și jumătate, 4, care era în scaun, în mașină, în scaunul de copii, în mașină și povestea ea acolo că dacă te ții și nu faci pipi la timp, faci infecții la vezica urinară. Și atunci se îmbolnăvește vulva și penisul. Deci avea, doamne, niște cuvinte că aia m-a încremenit, ai înțeles? Nu cred. Deci cu ea s-a discutat. S-a discutat, da. Da? Clar. Deci noi discutăm cu ei. Dacă o să discutăm cu ei, vor înțelege foarte, foarte bine. Și nu trebuie să-i mințim. Trebuie să le explicăm exact cum este. Și când vine vorba de anturaj, pentru că la adolescenți aud de foarte multe ori treaba asta cu anturajul. Aici cu anturajul. Dependența de anturaj, dependența de validare din partea anturajului. Pentru că, iarăși mă întorc, școala a permis acest lucru. Adică ce, anturajul? Da. Au dispărut seratele pentru elevi, au dispărut cercurile. Da? Acum dacă vrei să te duci, să duci copilul undeva, trebuie să scoți bani din buzunar. Ori atunci școala era, erau cercuri de sport, cercuri de fotbal, cercuri de îndemânare manuală, cercuri de nu știu ce, cer.
Ai înțeles? Care unea copiii. Nu făcea. Uniformele au făcut diferența între copii. Lipsa uniformă. Eu mie îmi plac școlile astea particulare. Da? Da, școală, tricou, pantalon, nu există. La fel, poți să ai, să fii miliardar, copilul tău umblă în aceleași tricouri ca și al celuilalt. Exact. Și de aici se scade un pic rata de bullying. Sigur între da. Copii și așa mai departe. Sigur că da. Da. Uite, deci, eu am, tu nu ai, eu am Adidas de ștea, tu nu ai. Exact, tu nu-ți permiți. Exact. Deci, practic, noi am greșit în evoluția noastră de a permite niște lucruri care trebuiau ținute încă. Înțelegi? Pentru a crește o societate normală îți trebuie chestia asta. Nu poți fără ea. Știi, mă uitam și în pandemie. Noi în pandemie am uitat și de noi și de copii. Totul se baza pe hai să-mi iau hârtie igienică, să-mi iau ulei, să-mi iau zahăr, făină. Ne-a ocupat mintea cu ce? Panică, frică. Exact. Inducere de panică, de frică. Și acum e la fel. Acum cu scumpirile, cu războiul, cu nu știu ce, același lucru. Ne alimentează tot timpul frica. E recensiune. Ea este. Există deja. Nu. Noi o tot trăgânăm și o trăgânăm. Vine. Și știi vine. Ce zice om? Spune, Doamne, numai să fie pace la noi, că rest de foame îmi răbda. Deci, practic, chestia asta nouă ne-a șlefuit creierașul ușor. Noi ăștia care suntem de generație, că și tu, câți ani ai? 36. 37, da, înainte. Mulțumesc, deci, practic, ai prins și 7 ani de acasă sunt foarte importanți. I-ai prins de acolo. Adică ai o idee, și la voi în Ardeal se păstrează familia, se păstrează, adică bunul copii simț. Cu rușine, cu bun simț, cu de a avea respect. Sentimente față de celălalt, de a-l respecta pe cel mai mare ca tine, de a da bună ziua, de a saluta. Mm-hmm. Înțelegi? Ori toată lumea a fugit către viteză, secolul vitezei. A fugit către oraș, către am dus afară, am muncit afară, am venit și a zis, păi pot să fac bani și să-mi fac casa frumoasă. Nu contează ce o să iasă din copilul meu. Eu vreau copilul meu să poarte Adidas. De ăștia, o să poarte, când permit. Și practic uită în goana asta după bani și după material, uită de chestiunile cele mai importante. Și o să-ți spun, în momentul când se trezește, copilul este într-o gașcă undeva, dependent de droguri, da, de alcool, țigări. Mă rog, țigările eu nu le-aș spune o dependență, că asta e de când lumea și pământul o fumați și o să fumeze. Ascultă-mă ce zic, nu. Dar asta cu dependența cu drogurile și cu alcoolul și cu jocurile de noroc, astea sunt lucruri care, vezi, nu le mai putem controla după aceea. Și ne trezim că copilul e deja dependent. No, ce facem în situația în care ne trezim cu asta? Situația este cruntă, crede-mă, și am discutat cu doctori psihiatri care se lovesc în câmpul războiului, spun eu așa, că știi, un spital unde are secții de genul ăsta de dependențe de narcotice și alcool este, eu zic, linia frontului acolo. Și am o prietenă bună care este doctor acolo. E crunt. Este strigător la cer, noi nu ne dăm seama, nouă ne pare că vezi, ne concentrăm pe lipsa banilor, ne concentrăm pe război, care nu e al nostru și n-ar trebui să ne doară capul, ne concentrăm că nu știm, să nu ne pierdem serviciu, indiferent că e bun, prost, trebuie să-l ținem că ăla e. Ăla este. Așa. Și pierdem chestia asta și nu realizăm că la poarta școlilor sunt cei care vând droguri și nu realizăm că îi vedem seara pe stradă adolescenți care zici că zombi. Înțelegi? Așa se numesc
porcările alea ceva, pe care le ia cu zombi, nu știu ce. Tot felul de etnobotanice. Și noi ca părinți în situația asta, cum ne comportăm? E foarte greu. Crede-mă, deci nici nu știi ce sfat poți să-i dai unui părinte în această situație. Uite, vă întreb altfel. Sunt acolo pentru el, îl susțin, îl înțeleg? Sau dimpotrivă, Doamne ferește, ajungem de internet într-un spital și nu-mi sunt acolo, îl susțin, îl înțeleg, dar susțin în ce sens? Că el vrea bani. Nu, îl susțin, sunt alături de el, să facem împreună un nu știu, pași spre vindecare. Foarte puțin. Foarte puțin acceptă chestia asta. Foarte puțin. Și atunci n-avem nicio șansă sau cum? Șanse avem. Poate că legislația ar trebui să fie un pic schimbată în acest punct de vedere. De la acest punct de vedere. Poate responsabilitatea societății, știu eu, a ministrului educației, nu știu, ceva. Că totuși tineretul nostru nu are ocupații. Așa e. Da. Și din păcate chestia asta nu o aleg numai cei care au bani, o aleg și cei care nu au. Dar vă întreb altceva atunci. Ce facem noi ca părinți? Nu. Societatea e foarte vinovată. Stai așa că mi-a venit acum. Vă rog. Și îți spun de ce. Pentru că statul n-a creat nimic pentru acești oameni. Da? E un spital unde îl internează, îl ține 15 zile, să-și a revenit un pic, hai pa, pașor, apar. Și o ia de la capăt. Și o ia de la capăt. Ori nu există niciun fel de spitale, sanatorii, centre unde să te duci, să-l internezi. Sunt câteva private. Dar nu au oamenii bani să se ducă să-și interneze copilul acolo, să-și permită toți să-l plătească o căruță de bani ca să... Că nu îi garantează nimeni chestia asta. Și acolo, mai nou, este numai dacă vrea el să fie internat, da, dacă forța... Altfel, fără acordul lui, nu, da. Ai înțeles. Ori eu aș interna și fără acord, înțelegi? Adică... Clar, când e necesar, da. Când este necesar și dacă părintele ar da semnătură, pentru că cu el ce? El nu are discernământul să aleagă că vrea sau nu vrea. Dacă părintele își asumă chestia asta, eu aș face și chestia asta. Dar uitați, apropo de părinți, ce facem noi, cum facem noi ca părinți să preîntâmpinăm treaba asta? Ați început să-mi spuneți un pic că ar fi bine să mai lăsăm un pic deoparte banii și goana asta după tot ce înseamnă material să avem, să facem, să facem. E bine să-și avem. E bine, e bine. Dar să nu uităm și de partea asta la altă. Adică să punem prioritățile. Copiii pot merge odată cu banii ca prioritate. Da? Că trebuie să-i asiguri copilului, că e datoria ta de părinte să-i asiguri copilului atâta timp cât doarme în casă la tine, ești obligat ca părinte să copilul să aibă ce mânca, ce încălța. El nu e obligat, n-are nicio vină că tu nu-ți permiți. Apostrofarea lui față de ceilalți, ceilalți față de el vor fi că eu am tu n-ai. Și cam asta e, cam aici se rezumă. Dar statul ar fi putut să facă ceva. Este unicul lucru, ultimul lucru cred că la care s-ar gândi statul vreodată să facă pentru societate. Din păcate, da. Din păcate. Eu mă gândesc și am tot întrebat așa în stânga și în dreapta că e importantă relația asta de prietenie, de fapt, pe lângă cea de părinte-copil, unde da, trebuie să existe niște limite, poate, adică suntem și prieteni, dar sunt și autoritate. Corect. Cumva. Prietenia asta, am înțeles că e foarte importantă între părinte și copil, astfel încât el să vină, să aibă deschiderea să împărtășească cu tine. Asta este încrederea. Încrederea cu... Că suntem și prieteni, asta e cu totul altceva. Dar prietenia asta e pe ultimul plan undeva, înțelegi? Asta este încrederea în care căruia eu dai în copilul tău. Pe care eu, știi cum e, într-un fel, eu certifici. Cum? Îți spun cum. E chestia ca să-i ascultăm. Să vedem ce vor să spun. Da?
Dacă nu o să-l asculți pe copil ce-ți spune, nu o să știi ce vrea. Și întotdeauna va găsi în altă parte un sfătuitor care îl va sfătui greșit. Tu ce ai de făcut este să fii. Vreau să spunem, băi, experiența vieții îți dă niște intuiții în plus, înțelegi, cu timpul devii altfel, mai perceptibil. Și vezi când copilul tău a început să-și schimbe comportamentul, când copilul tău... Dacă vezi că copilul tău are o chestie, bă, încearcă să-l atragi în ceva. Când spuneai, păi cum să facem să nu, să-i îndepărtăm de gașcă, de... Uite, de pildă, băieții mei, ei au făcut foarte mult sport de mici. Și spuneam, dom'le, eu nu știu dacă ăsta vreodată o să iasă canotor, vreun campion olimpic la canotaj. Bă, dacă o să-l formeze ca un caracter bun, sunt sigur de asta. Ordonat. Și a făcut liceul sportiv la Snagov și a făcut canotaj la centru, la Dinamo. Ia uite. Da. În primul rând, pentru că are 2 metri, i-a format corpul frumos. Gașcă, numai băieți de sport. Sportivi, da, care stau departe de... N-a avut timp de colțul blocului. Mm-hmm. Celălalt a jucat fotbal. Acolo? Nu. Nu, la fotbal? La fotbal. Tot așa? Tot așa. Ținut bine. Exact. Să nu credeți că am investit foarte mulți bani. La un moment dat am și râs că nu-l băga în teren să joace fotbal, știi? Și m-am dus la antrenor. Erau mulți acolo bărbați, aveau un meci, știi? Și îmi zice, doamna fecior, ce-ți fac acasă, stați dumneavoastră aici unde jură ăștia toți și își bag și scot, dar eu zic, dom'le, s-auzi un teren întreg cum își bag în măsa? Ha, zic, e cea mai mare plăcere pentru mine, dom'le. Deci asta era hocma zilei, înțeleg, a fost hocma zilei. După care m-am dus odată și am zis, eu... Bani n-am să plătesc, să vă dau bani ca să-mi băgați copilul să joace fotbal. Eu cu cine trebuie să mă culc ca să fac chestia asta? Deci râdeau. Antrenorul zicea, doamna feciorul când vine, ea trebuie să spună ceva. Hai o să, da, da, da. Și le spuneam, nu. Eu mă duceam la meciuri. Eu mă duceam la canotaj. Uh-huh. Era pe baltă. Eu mă duceam la... Când pleca, nu știu unde, cum... fotbaliștii plecau la munte, în cantonament. Unde, da. Și mă duceam, le duceam și la celălalt, în cantonament se duceau și mă duceam, le duceam vitamine pentru toată echipa, le duceam, adică m-au simțit lângă ei, da? Și au văzut că ceea ce fac ei, eu îi susțin. Și nu era, să zici, financiar, mă rupeam, că eu n-am plătit bani ca să-ți fac chestia asta. Dar am încercat să le ocup timp, să facă ceva, că sunt viitorii bărbați. Mm-hmm. Trebuie să înveți să aibă responsabilitate, trebuie să înveți să aibă răspundere, să-și asume. Sigur, da, sigur. Și cam asta trebuie să facem. Dacă un copil, știi, ăsta mai mic al meu care a făcut canotaj când era mai mic la... clasa a 4-a, a 5-a, învăța la toniță. Desena dumnezeiește. Și acum desenez. Că talentul nu i-a dispărut, știi? Bă, dar făcea desene din astea în creion, dacă desena un tank, puteai să-i numeri și șuruburile de pe el, înțelegi? Așa. Și desena lupte întregi. Wow. Avea o chestie. Le am și acum, le păstrez. Și are 37 de ani și eu le păstrez în continuare. Foarte bine, foarte bine. Și la un moment dat ne-am dus la mare și am văzut pe unii care făceau portrete din astea în creion acolo, repede, știi? Și zice, și eu o să cresc mare și așa o să-mi câștig pâine? Nu, nu, nu. Eu nu mai vreau la toniță. Mm-hmm. Și atunci, pentru că nu mai vrea la toniță, domnul antrenor, domnul reporter de sport era Octavian Vintilă. Mm-hmm. Eram prieteni buni și am venit în musafirie și la mine și eu l-am chemat. I-am zis, bine că am o problemă cu ăsta, e debusolat așa și nu știu încotro să o iau. Și i-am propus
judo, pentru judo era înalt, nu putea face judo, că îi plăcea, dar nu putea face sportul ăsta fiind înalt. Judo fac băieții mititei de statură. Și i-am zis, zic, ajută-mă. Și a venit Tavi și a zis, Mihai, am o propunere pentru tine. Tu fiind așa înalt, bă, pentru canotaj, nu vrei să faci canotaj? Și de acolo a început pasiunea. Pentru că n-a venit de la mine impus. Eu niciodată n-am făcut chestia asta de a... Nu, asta faci, te ia dracu, asta faci. Nu. Întotdeauna am mers hoțește cu ei, înțelegi? Adică, pe după colț. Dar, ca să ajung la unitorul ăla acum. Superb. Deci foarte important să știi cum să iei, să știi pe ce parte să te duci, astfel încât mesajul să ajungă la ei, dar chiar să-l îmbrățișeze, nu să zică, a zis mama. Se trezești curiozitatea. Să-i trezești curiozitatea. Da. Se trezești curiozitatea și atunci... Bun, lucruri bune și importante. Și alălaltul îi spuneam, pune mâna și învață carte. La fotbal, dacă ți-ai rupt un picior, fotbalist nu mai ești. Exact, da, așa e. Și așa a fost, și-a rupt piciorul și la revedere. La revedere fotbalul. Da. Dar sportul, deci să înțeleg că sportul ar fi una dintre salvările. E foarte important. Da. E unul din salvările unde ai putea să-l miști puțin, cel puțin că-l organizează, că-l face să se organizeze și să fie responsabil, deja e o mare lucru. Mare lucru, da. Da, acum la noi mai se face niciun fel de sport decât tenis, dragă, că se fac bani mulți, înțelegi? Și atât. În rest nu-i mai vezi. Ai mi-a cu ghetele pe umăr cu tramvaiul până la dracu' praznic, știi? Asta cred că e apropo de faptul că nu reușim să ne lăsăm copiii să fie... dependenți! A zis-o dumneavoastră. Da! Da. Că tot timpul copilul e mamoșit și după aia spune, bă, dar de ce, că eu n-aș vrea că copilul ia, uite, nu vrea nu se să iasă afară, singur. Nu se descurcă singur, dar nu pot, că nu se descurcă singur. Păi l-ai învățat să se descurce singur. Eu mă duceam cu ei, cu tramvaiul, până unde trebuia să ducă, ca să... Eu având mașină... ducându-mă la muncă, dar ei se duceau cu tramvaiul, că nu aveam același program. Dar mă duceam pe traseu ca să văd câte minute face, să vadă, să învețe traseu și să vină înapoi. Și duminica ne plimbam cu tramvaiul, cu metrou. Foarte frumos și foarte bine. Dar din toată experiența asta pe care ați acumulat-o, puteți să-mi spuneți un lucru? Ar fi... un lucru foarte important pe care, indiferent de ce ar face copiii noștri, nu ar trebui să-l spunem niciodată sau să-l facem vis-a-vis de ei? Noi nu avem voie să ne bârfim copii. De rău. Niciodată. Casa, nevasta și copii sau casa, soțul și copii sunt lucruri pe care le-ai făcut tu. Păi cum îți bârfești tu lucrurile pe care le... Înseamnă că tu n-ai făcut nimic. Dacă îți bârfești copil, cum să îți bârfești copil? Păi copilul poate fi... Asta ar însemna că niciun om care, mă rog, a greșit la un moment dat și a făcut o crimă, să nu-l mai iubească nimeni din familie, îl abandonează acolo undeva la pușcărie. Copilul și dacă a greșit, trebuie să-l iubești, trebuie să ai răbdare să-l înveți și să-i spui că ceea ce a făcut e greșit, dar că pentru tine nu e o greșeală. Tu, mama, tu trebuie să fii, să știi că eu sunt lângă tine. Și dacă ai fi cel mai mare criminal, eu trebuie să te iubesc, că ești al meu. Nu contează. Ai greșit, încercăm să îndreptăm lucrurile, să încercăm să punem lucrurile la punct, să vedem cum ieșim din situație, dar mie și dacă aveți probleme, atunci mi le spuneți. Nu când o prins rădăcini și deja nu se mai poate tăia pomul, nu mai scoți ușor. Înțelegi. Dar trebuie să-l faci pe copil să vină să-ți povestească.
Asta apropo de ce ziceam mai devreme, că încrederea asta e importantă. Uite, încrederea mai învăț pe pacienții mei, spune așa, că zice, nu mă ascultă, nu vrea să stea de vorbă, se închide în el și în ea sau în el și le spun, ca să înceapă copilul să aibă o atracție față de tine și o înțelegere și să înceapă să te bage în seamă, trebuie să-l faci pe copil ca și cum tu îi dai copilului tău unul din secretele vieții tale. A, bun. Și născocești o istorie, o poveste, pe care îi spui că este cel mai mare secret a vieții tale și tu îl credințezi numai lui. Și atunci copilul va prinde încredere și îți va începe să-ți spună din problema lui. Va face același lucru cu tine. Că-ți urmează exemplu. Mulți. Cei care au venit la mine au înțeles. Și să știi că a funcționat 100%. A funcționat. 100% a funcționat. De ce? Pentru că asta i-a unit și pe mamă cu copil și pe copil cu mamă. Sau cu tata, nu contează. Ne-am zis, unul din voi trebuie să facă chestia asta. Ori tu, născociți o istorie care să fie secretul vieții tale, ca și cum este secretul vieții tale. Nu știe nimeni. Exact. Și îl încredințezi doar copilului tău. Că ești destul de matur și aș putea să-ți spun ce am eu pe suflet. Că uite, eu niciodată n-am povestit chestia asta. Și poate că și eu simt nevoia să o spun cuiva. Și te-am ales pe tine. Și știu că tu nu o să spui la nimeni și eu o să păstrez secretul și uite așa, și ajungi la picătura aia copilului, înțelegi? Mama, asta mi se pare fabulos. Chiar mi se pare un sfat demn de notat, de ținut și de pus în aplicare ce consider că e pregătit. Și dacă este mic, adică 7-8 anișori, poți să faci acest lucru. Nu numai când este adolescent. Păi acolo, înainte de adolescență, exact, ar trebui făcută treaba asta. Trebuie atunci, la 10-11 ani, mai e un pic de timp ca el să se obișnuiască cu schimbul ăsta de secret între voi. Dar se poate și pe la 8 ani. Că pe la 8 ani începe să fie sincer cu tine și vine și îți spune. Apropo de puterea exemplului, pentru că e clar, și aici e puterea exemplului părintelui către copil, copilul ia drept exemplu și face același lucru. Trebuie să-i învățăm drăgăstoși, să te strângă în brațe. Să-i spui că toată chestia asta e chiar foarte mișto, că uite, se schimbă energie între oameni când se îmbrățișează și atunci copilul devine un copil foarte deschis, îmbrățișează, se apropie de oameni frumoase, înțelegi? Asta trebuie să facem. Deschidere, da? Da. Cum trecem sau cum depășim mentalitatea, apropo revin de exemplu personal, pe care au avut-o părinții noștri, lucrurile pe care ni le-au oferit ei, care poate acum considerăm că noi, în postura de părinți, putem face mai bine. Tu realizezi că nu s-a schimbat nimic. E cum nu s-a schimbat nimic? Ce s-a schimbat? Mentalitatea, perspectiva. Perspectiva, da. Dar mentalitatea. Tu 70% îți vei educa copilul exact cum ai fost tu educat. Dar mă lupt să nu fie așa. Nu e greșit. Tu ai ieșit un copil minunat. Așa e. Cum poți să spui tu așa că e, te lupt să nu fie așa? Păi mă lupt să-i dau mai bine. Mă lupt să fie, hai să fie, nu știu, măcar 50-50. Deci, 50 din ce am primit eu, 59. Lupta ce vrei tu să faci este că ai alte oportunități și alte posibilități. Și informații. Informația o găsesc ei singur. Dacă vrei să te ești curios de ceva, mai ales despre sex, întreabă-i pe copiii tăi, că știu foarte multe de pe aici. Deci nu, asta nu e o rău. Nu. Informația mea, la care am eu acum acces astfel încât să dau mai bine. Așa? Ei o vor fura. Acum copiii sunt mai inteligenți ca înainte. Înțelegi? Așa-i. Ai văzut? Așa-i. O altă. Și atunci, într-adevăr, educăm altfel
dar metodele sunt aceleași. Înțelegi? Eu înțeleg. Acționăm într-un fel, altfel, dar metoda tot aia veche, baza metodei de educație tot aia veche. Nu sunt în totalitate de acord. Nu sunt în totalitate eu de acord. Eu îți dau voie să ai părerea ta, înțelegi? Pentru că eu, atâta timp cât tu mi respecti părerea, eu respect părerea ta, deci n-am nicio problemă. Problema este că e posibil, poate că treci un pic de timp și îmi dau seama că tu ai avut dreptate. Și mai treci un timp de timp și tu să-ți dai seama că eu am avut dreptate. Exact. Depinde de vârstă. Da. Și de acolo și de acolo avem dreptate amândouă, înțelegi? Mm-hmm. Numai că sunt perioadele de vârstă. De timpul la de care timp. Se întâmplă lucrurile. Da. Da. Și noi ne educăm pe parcurs ce educăm copiii. Înțelegi? Clar. Și noi preluăm tot ce înseamnă nou, informație de mers. Noi n-am făcut școli de IT, de alea, de alea. Le-am luat din mers. Și mai râd câteodată și spun, ce voi aveți pretenții când eu sunt un fel de auto-învățăcel? Că eu nici nu știam să citesc în limba engleză pe tastatură și când apăsam pe ceva îi strigam, Mihai, vine și mă ajută. Și săracul se trezea de pat. Iar mai mama i-a apăsat aiurea. Iar. Da, dar până am învățat. Așa-i. Deci le-am preluat din mers. Nici. Și copilul tău o să știe altceva de ce știi tu acum și o să-ți spună, lasă-mă că ești îmbătrânită. Nu e adevărat, uite. Îți spun eu. Îți spun eu, că e altceva. Dar vezi, tu vezi cum lumea se întoarce la rădăcină? Ușor, ușor. Așa că... Adaptabilitate, da. Și întotdeauna legătura cu rădăcinile. Societatea, într-un fel, poate că perioada asta, cu războiul, cu scumpirile, cu... ne-a arătat că, de fapt, noi plecam, mergeam undeva nicăieri. Mm-hmm. Și acum avem lumea un țel? Lumea se ducea undeva, undeva. Dar nu se știa unde. Da. Și acum? Și acum realizăm că, de fapt, pământul ne hrănește. Uite cât tineret și-a cumpărat case la țară, case bătrânești și se duc și vor aer, vor mâncare ecologică, mm-hmm. vor o găină din curte, vor o lăptic de acasă. Înțelegi? Deci ne întoarcem la rădăcină, la pământ. Ceea ce știm noi, tu de 7 ani de acasă și eu de 60 ai mei, se va întrebuința în timpul următor. Doamne ajută! Să fim sănătoși, să le putem trece pe toate și să le înțelegem, să le vedem și să le îmbrățișăm. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația. Că noi lingeam cărțile, acum dăm cu degetul pe laptop, tot aia. Putem dormi pe aceeași saltea de paie la țară undeva și spui, Dumnezeu, am fost în vacanță. Bă, și în sfârșit am dormit și eu ca un prunc pe o saltea de paie. Na. Cât de important. Cât de important. Da, cu asta să rămânem. Cu asta să rămâneți. Eu mă duc în Ardeal de foarte multe ori când se cosește fân. Mm-hmm. Și îmi place să stau acolo unde s-a cosit proaspăt. Să miroase iarba aia tăiată, știi? Știu. Așa știu că copilării... știi de aia. Mm-hmm. Știu că de aia îți și zic. Și îmi place să-l și duc pe Zian acolo. Foarte în aceleași locuri, să aibă experiențe, acum, de exemplu, pentru că toamnă, să culegem porumbul, să culegem prunele, să culegem merele, să chiar se bucure de toată tu experiența asta. Tu ți-aduci aminte că ne ducea la școală, pe voi nu, dar pe noi ne ducea la școală toamna, l-a strâns mere, l-a strâns pere, l-a strâns roșii, l-a strâns aia, l-a... Ce, era vreo subjugare cumva, cumva ne știrbea din ceea ce am devenit? Nu! Ba din contră. M-a călit și asta spun, ținea copiii uniți, se duceau, aveau interese comune. Da. Să le găsim. Dacă le căutăm, sunt convinsă că le găsim. Le vom găsi. Le vom găsi. Atâta timp cât noi nu ne putem baza pe stat, că nu e statul obligat să ne le facă, deși ar avea obligații pentru că este populația lui,
are multe obligații față, pentru că noi nu avem numai datorii față de stat. Mai avem și drepturi. Și drepturi, așa și cum și statul are și îndatorii, are și drepturi. Și asta mi-aș dori, să chestia asta să înceapă de undeva. De obicei, Ministerul Educației face chestia asta. Doamne ajută, uite, poate ne-a auzit acum cineva. Nu cred că eu spun chestia asta de vreo 7-8 ani și tot nu mă aude nimeni. Dar știți cum e, nimic nu e întâmplător pe lume. E adevărat, deci, poate la emisiunea ta, Doamne ajută, să uite cine trebuie. Ia uite. Înțelegi? Și să băgăm în școli înapoi ora de muncă manuală, de bucătăreală pentru fete și cusut, de tâmplărie pentru băieți, că trebuie să ne întoarcem. Nu toți sunt IT-iști, nu toți sunt artiști, nu toți sunt DJ. Mai sunt și unii, meseriile. Unde sunt meseriile? Că mâine, poi mâine n-are cine îți schimba un flec. De-aia noi ăștia bătrâni ne mai schimbăm și flecurile singure. Mă. Da. Da. Da, așa e. Eu mă gândesc cine îți vă schimbe vouă flecurile. Acum mă gândesc și eu că dacă mi-ați pus problema așa, nu mi-am pus-o până acum, recunosc. Da. Nu așa? Uite-te și tu cât ar aștea aleargă o croitoreasă pentru două croitorese la un atelier. Așa e. Uite-te cât aleargă și o plătește cu cât nu merită, înțelegi? Numai ca să nu o piardă. Le-au plătit toată salariul, au stat acasă în pandemie, și le-au plătit salariul numai să nu le piardă. Că nu le mai găsești. Așa e. Știu cazuri concrete. Așa e. Așa e. Și eu la fel, de-aia spun. Așa e, umbli după un din ăsta de cizmărie, Doamne Iisuse Hristoase, și te duci când te duci, îl vezi acolo că scrie și când te duci e lacăt pe ușă. Că nu e nimeni, de fapt. Că nu e nimeni. Și cam asta e. Deci am rămas cu foarte, foarte, foarte multe lucruri importante pe care le-am aflat astăzi de la dumneavoastră. O să ajung acasă, le scriu pe caietel. O să revăd podcastul ăsta cu mare drag. Cu BMW o să o scrii, că e interesant. Hai, eu iau, o pun și în teaser, stați liniștită. N-are cum să fie altfel. Din suflet vă mulțumesc că ați acceptat invitația și că ați avut deschiderea și că ne-ați împărtășit din nou din experiențele dumneavoastră. Doamne, cele care le știu cel mai bine sunt ale mele, înțelegi? Bineînțeles, bineînțeles, despre ele vorbim. Păi, altfel cum înveți omul? Dând exemplu. Clar. Exemplul tău e cel mai elocvent exemplu. Nu clar. Trebuie să... Că dacă aș spune dintr-o prietenă, ar zice, mai vorbit despre mine la televizor. Nu, doar despre noi, atât. Exact. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire și data viitoare, tot aici, la Te Ascult. Să aveți o seară bună. Mulțumesc. Thank you.